Bună ziua, dragii mei, dragile mele, bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta ce vor spune cărțile în legătură cu voi. În legătură cu voi, cei care sunteți într-o relație de cuplu în aceste momente și vă doriți să știți mai multe despre această relație a voastră în perioada următoare sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel pentru voi în perioada care vine sau vi se va, fi da, vi se va da să cunoașteți și voi pe cineva cu totul și cu totul interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de parteneri, de partenere, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba aici. Iată că avem prima carte, Magicianul. O carte foarte bună, o carte care îmi spune că ești în măsură sau că partenerul tău, partenera ta este în măsură pentru prima oară să fac lucruri minunate în ceea ce vă privește pe voi doi. Da, simt aici, în primul rând, din partea partenerului sau partenerei tale, simt că el mai degrabă sau ea, ceea ce face, tot ceea ce face în aceste momente este să vorbească cu prietenii săi despre tine. Da? Simt că își dorește să facă mai mult, simt că își dorește să îndrăznească mai mult în ceea ce te privește, dar deocamdată nu, nu poate face altceva decât să se oprească la aceste acțiuni ale sale. Uh. Cu toate că această carte Magicianul este foarte pozitivă când vorbim de puterea interioară a unei persoane, totuși simt că persoana ta, dragul meu sau draga mea, nu are suficientă încredere în el sau în ea însăși, astfel încât să vină spre tine în perioada aceasta, astfel încât să-ți vorbească despre sentimentele sale și să faceți ceva concret, adică să facă el sau ea ceva concret în ceea ce te privește, da? Este ca și cum are niște temeri această persoană, ca și cum se simte blocat sau blocată în anumite temeri ale sale personale, da, se simte blocat sau blocată într-o anumită karmă negativă pe care o simte că acționează în viața sa, da, îi se pare că totul um, se desfășoară ciclic în viața sa și că dacă s-au întâmplat la un moment dat anumite lucruri negative, se vor mai întâmpla din nou aceleași lucruri sau lucruri asemănătoare, astfel încât această persoană nu știe, bineînțeles, îi este teamă, de fapt, să creadă în ceva pozitiv, da? Uh, dar iată, vedem aici uh, culoarea aceasta senină, galbenul acesta care însoțește background-ul acestei uh, cărți și care anunță foarte multă pozitivitate, foarte multă seninătate, foarte multă claritate pentru relația voastră în perioada următoare spuneam această persoană în aceste momente vorbește despre vorbește cu prietenii săi despre tine, adică tot ceea ce reușește el sau ea să facă este să se deschidă în fața acestora, da, în legătură cu tine. Le spune acestora cât de onestă ești, cât de bună ești, la suflet, cât de uh, încântătoare ești din toate punctele de vedere, cât de mult o at îl, îl atragi, da, uh, cât de mult atrage această persoană. Um, și totuși, cât de mult îl intimidezi, da? Sau o intimidezi în același timp. Da. Este posibil ca această persoană, dragii mei, dragele mele, să primească, bineînțeles, tot felul de sfaturi din partea prietenilor săi, da, având de vedere că s-a deschis spre ei în legătură cu tine, da? Sau este posibil, pe de altă parte, și alt scenariu, și anume ca unii dintre acești prieteni ai săi să vină spre tine, draga mea sau dragul meu, și să-ți vorbească despre ceea ce partenerul sau partenerata sau, mă rog, potențialul tău partener ar dori să îți spună, da? Și nu îndrăznește. Așadar, dragul meu, draga mea, se pare că tu oricum vei ajunge la acele informații, vei ajunge să știi tot ceea ce Potențialul tău partener ar ține, uh, ar ține tainic în sufletul său și nu ți-ar spune în aceste momente uh, și uh, da, este posibil ca tu tu însăși, draga mea sau dragul meu, să faci pași spre această persoană, tu însăși uh, să îl ajuți sau să o ajuți să vină spre tine, să se... Să-și descătușeze sufletul, să se deschidă în fața ta, da, îl vei ajuta sau o vei ajuta pe această persoană să capete din nou încredere în forțele proprii, da? Pentru că îți dai seama că el sau ea a avut un trecut cât se poate de dureros, a avut un trecut foarte, foarte încărcat cu tot felul de evenimente negative sau, mă rog, mai puțin pozitive. Evenimente care, iată, um, au repercursiune asupra sufletului său în aceste momente, da? Adică nu-l lasă sau nu-l lasă să se manifeste așa cum și-ar fi dorit, da? Această persoană se manifestă în continuare foarte temătoare, da? Este bulversată, aș putea să spun, de ceea ce a fost în viața sa, nu are încredere în sine, nu are încredere în viața sa, nu are, cre nu are încredere în Dumnezeu, a uitat de toate acestea, sau poate că n-a știut niciodată, da? Uh, se simte dat la o parte sau dată la o parte de către existența sa, dar îi se pare că nimic, nu se poate, nimic bun nu se poate împlini în viața sa în aceste momente cu atât mai mult. Da? Dar această persoană va trebui să-și amintească de forța sa interioară, de capacitatea sa de a crea lucruri, da? pentru că până la urmă depinde doar de el sau de ea să schimbe modul de a gândi. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici, da, exact ce simțeam în legătură cu această persoană. Iată, avem aici nouă de spade, dragii mei, dragile mele. Se pare că această persoană se consumă foarte mult în timpul în care este singur sau singură. Nu face altceva decât să plângă. De ce plânge? Pentru că îi se pare că tu ești prea, tu ești prea bună ca să fie adevărat pentru el sau pentru ea. Îi se pare că nu pot merge mai departe între voi doi, dar îi se pare că totul ar fi prea frumos ca să fie adevărat. Chiar se încrede în anumiți prieteni care chiar i-au spus că nu poate fi cu tine, că el ar trebui să. Ar, el sau ea ar trebui să fie conștient sau conștientă de faptul că între voi doi sunt atâtea diferențe, dar probabil și diferențe de rang social sau ce știu eu de situație materială. Iar acești prieteni ai tăi posibil să te fi demoralizat foarte mult, să îl fi demoralizat foarte mult pe acest bărbat sau pe această femeie. Da, astfel încât acesta sau aceasta nu face altceva decât să se consume foarte mult în această perioadă, să... Uh, <coughs> Să-și trăiască, practic, drama, da? Uh, pentru că este o drama aceasta a neputinței, da? Faptului că își dă seama că are mâinile legate, adică nu doar mâinile, ci și gura legată, adică nu, nu poate, îi se pare că tot ceea ce, că absolut orice din ceea ce ar spune sau din ceea ce ar face în ceea ce te privește ar fi în zadar, da? Având în vedere aceste diferențe care există între voi, având în vedere probabil faptul că um, părinții tăi, de exemplu, ar putea avea anumite așteptări de la tine, da? Și probabil că ar fi împotriva sa. Hai păi să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici șasele de pentacule. Dragii mei, dragi, mele, vi se spune cu această carte că voi nu aveți de ce să vă faceți griji din punct de vedere financiar în, în legătură cu diferențele dintre voi doi, da? Pentru că aceste diferențe se pot atenua în timp, da? În sensul că această persoană, dacă ar veni în. Uh, cum să zic, dacă, dacă ai lăsa ca această persoană să se apropie de tine și dacă el sau ea ar prinde mai multă încredere în sine și s-ar apropia de tine în perioada următoare, va vedea. Fără doar și poate că lucrurile se vor schimba în timp din punct de vedere financiar pentru el sau pentru ea. Adică este foarte posibil ca, din acest punct de vedere, unul dintre voi sau, mă rog, fiecare dintre voi să fie, de fapt, șansa celuilalt, da, sau să fie norocul celuilalt. Se spune că în fiecare cuplu întotdeauna există o persoană care este șansa celuilalt, da, șansa uh, care stă lângă cealaltă persoană pentru a-l ajuta pe acesta sau aceasta să să aibă parte de oportunități, să aibă parte de promovare, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în viața sa pentru a dobândi împlinire la nivel profesional. Da? Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, se pare că amândoi veți fi șansa celuilalt sau celeilalte da? în această conexiune și situația voastră financiară se va îmbunătăți considerabil și, bineînțeles, această persoană, dacă va îndrăzni va vreodată să-ți vorbească despre sentimentele sale, el sau ea va dori să, să pună pe tapet și acest lucru, și anume că el sau ea nu, cum să zic eu, nu dorește nimic de la tine din punct de vedere material, da? Adică el sau ea își dorește să vină curată în această relație și tu să vii așa cum ești, adică fără nimic. Și bineînțeles că ceea ce, ce va conta pentru voi în perioada următoare va fi ceea ce veți putea să faceți amândoi în această conexiune, da? Adică ceea ce va putea să facă el mai degrabă, mai ales dacă este bărbat, um, avându-te pe tine în compania sa, da? Adică nu așteaptă de la tine decât să-i fie alături să-l iubești, dacă poți să-l iubești sau să o iubești da, pe această persoană, pentru că ceea ce, ceea ce el sau ea vrea să-ți dăruiască în continuare este dragoste necondiționată și bineînțeles că nu se așteaptă la nimic în schimb decât la acest, la același lucru. Da, adică această persoană își dorește reciprocitate din partea ta, din punct de vedere emoțional. Da? Este ceea ce pe el sau pe ea l-ar încărca foarte mult, da? i-ar da putere, i-ar da putere să muncească, i-ar da încredere în sine, da încredere în viață, da? pentru că așa este construită această persoană. Are, are, nevoie de această stabilitate emoțională, are nevoie de siguranța unei persoane care se află lângă el, lângă ea, pentru că așa, așa a crescut, așa a trăit această persoană. Da? Se pare că unul dintre părinții săi a fost mai mult prezent în viața sa decât celălalt. Și a fost acolo întotdeauna pentru el sau pentru ea, da? Și l-a obișnuit cu această stare, de fapt. Da, ca cineva să fie alături de el sau de ea în orice clipă pentru a-i crea acest confort sufletesc. Hai să vedem și uh, următoarea carte. Iată că avem aici Faetonul, dragii mei, uh, o altă carte foarte bună, care îmi spune că în perioada următoare este posibil să vă puteți pregăti pentru o călătorie, uh, pentru un drum, pentru... Uh, ceva inovații în viața voastră pentru uh, tot felul de cercetări pe care le veți putea face, da? Nu știu, puteți cerceta, cerceta un anumit domeniu, da? Uh, simt aici că vă doriți să vă apropiați foarte mult de o anumită activitate, da? Doriți să explorați această nouă lume care se deschide în fața voastră, simțiți că puteți face ceva nou în ceea ce privește abilitățile voastre da, și priceperile voastre. Simțiți că puteți să vă dezvoltați într-o anumită privință, într-o anumită direcție și vreți să faceți tot ceea ce ține de voi pentru a uh, vă dezvolta din acest punct de vedere. Uh, foarte multe decizii, decizii potrivite cu voi, cu scopul vostru mai înalt în această perioadă veți lua uh, da, și aceste decizii vor uh, hotărâ destinul vostru în perioada următoare. Pe de altă parte, mai văd aici o persoană care s-ar putea să aibă de-a face cu justiția, dragii mei, dragile mele, dacă veți avea de-a face cu justiția în această perioadă, să știți că tot ceea ce se poate hotărâ în favoarea, va fi și în favoarea voastră în perioada următoare. Da? Um... De asemenea, starea de sănătate a voastră se va îmbunătăți considerabil, așadar aceia dintre voi sau acelea dintre voi care ați avut anumite provocări în această perioadă, ce știu eu, poate că ați răcit mai repede, poate că nu, nu ați avut neapărat grijă în momentul în care ați ieșit afară, cum vă, cum vă îmbrăcați da? sau la condițiile climaterice, astfel încât, într-adevăr, ați creat această posibilitate de a răci mai ușor sau de a vă expune virusilor, da? Uh, se pare că această situație a voastră se va murătăți considerabil în sensul că voi veți avea mai multă grijă de voi înși vă, de voi înse vă vă veți da seama cât de important este acest lucru uh, și pe de altă parte simt că veți avea grijă și din alte puncte de vedere vă veți aminti de exemplu cât de important este să vă prețuiți pe voi înși vă, pe voi înse vă să vă, uh, să vă iubiți mai mult uh, din acest punct de vedere poate veți merge și la un masaj sau să faceți cât o mic, cât o, să vă faceți cât o mică atenție. Da, vouă și vovoule se va pentru a vă simți cu adevărat importanți, importante și prețuiți sau prețuite, astfel încât să puteți fi apreciați sau apreciate la uh, justa voastră valoare. Da, și de către partener sau parteneră. <coughs> Hai să vedem și următoarele cărți. <coughs> Iată că avem aici Eremitul, dragii mei, alături de Magicianul, două cărți foarte bune, două cărți interesante, care îmi spun că, într-adevăr, această persoană a ta, dragul meu sau draga mea, trece printr-o perioadă de consolidare interioară, da? trece printr-o perioadă în care își dorește să se introspecteze mai mult, da? în care își dorește, să, își dorește ca forța sa interioară să vină prin, în urma muncii sale personale, da? Um... Ce înseamnă asta? Înseamnă că își dorește probabil mai mult să facă mai multă meditație, să facă mai multă rugăciune, să stea mai mult în solitudine, dar asta nu înseamnă că te va neglija pe tine, nu-ți face griji din acest punct de vedere, pentru că nu are cum să facă acest lucru, pentru că această persoană își dorește cu adevărat să fie cu tine. Da, dar în același timp, din timpul pe care îl va avea pentru sine, va petrece ceva timp și în solitudine pentru că această persoană își dorește să afle care sunt um, um, care sunt direcțiile spre care, spre care va trebui să se orienteze în perioada următoare, astfel încât să dobândească mai multă fericire, mai multă împlinire pentru sine, da, să dobândească mai multă claritate pentru viața sa. Da, această persoană simte că se poate apropia de împlinirea unui scop personal în mod deosebit în această perioadă. Da, um, poate descoperi care este acest scop personal și, bineînțeles, în perioada următoare se va orienta din ce în ce mai mult spre a-l împlini, pentru că este ceea ce el sau ea a căutat întotdeauna să facă, da? să își descopere acest cel, acest scop în viață și să vină în, în recuperarea lui și în îndeplinirea lui. Da, este posibil, pe de altă parte, pentru unii dintre voi sau unele dintre voi, să ca această persoană să uh, își dea seama că are foarte multe lucruri de împărtășit cu lumea din jurul său, adică are foarte multe cunoștințe într-un anumit domeniu care îl pot transforma sau o pot transforma pe această persoană într-un adevărat mentor da? pentru anumiți oameni da? care și-ar dori să afle de la el sau de la ea anumite lucruri, anumite informații sau anumite abilități. Da? cum să-și dezvolte anumite abilități. Da, lucruri foarte bune se vor întâmpla cu persoana ta, dragul meu sau draga mea, se va dezvolta foarte frumos. Hai să vedem și următoarea carte, iată că avem aici pajul de pământ, de pentagrame, care îmi spune că într-adevăr această persoană, iată, chiar dacă a ajuns la un anumit nivel foarte înalt al pregătirii sale personale, profesionale, această persoană nu vrea să se oprească niciodată din acest nivel studios al vieții sale, da? adică va continua să studieze în continuare, și dacă simte că în domeniul în care activează în aceste momente nu mai are nimic de învățat nou, probabil că se va, se va apuca să învețe alte lucruri, da? alte domenii dar în perioada următoare simt că această persoană va dori să fie din ce în ce mai pregătit sau pregătită în legătură cu un anumit domeniu nou sau uh, pur și simplu poate că această persoană se va uh, pregăti să să întâmpine anumite oportunități care vin din partea vieții, da, să le întâmpine în mod pozitiv, să le pregătească, ca să zic așa, terenul în viața sa, da, astfel încât să știe, el să știe pe perioada următoare că ceea ce își dorește să facă pentru el, pentru viața voastră, ca și cuplu, da, va fi de viitor. Da? Asta își dorește această persoană să știe, că tot ceea ce va putea să facă în perioada următoare, va fi de viitor, adică o va face pentru un timp mai îndelungat de timp, de vreme, da. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici visătorul, nebunul, da, din Arcana Majoră, cartea începuturilor. Se pare că urmează un nou început în viața dumneavoastră de cuplu în perioada următoare și da, dacă voi credeți cu adevărat în ceea ce doriți să se împlinească pentru voi, acele lucruri veți vedea că vor veni în viața voastră fără doar și poate. Da, se manifestă o anumită exuberanță a voastră în perioada aceasta în ceea ce privește cuplul pe care îl formați, în ceea ce privește viața voastră. Veți dori din ce în ce mai mult să explorați noi domenii ale vieții voastre, să, să cunoașteți oameni noi, de ce nu, să faceți noi călătorii, Da, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi veți dori să dispuneți foarte mult de timpul vostru liber în această perioadă, pentru că este posibil să aveți mai mult timp liber. Unii dintre voi poate vă veți lua mai multe zile libere, având în vedere că este ultima lună din an și este o lună mai fastuasă, așa, ca să-i spunem așa, mai festivă, da, în care avem mai multe sărbători și uh, voi veți dori să intrați ace în această uh, fervoare, da, în această energie uh, frumoasă a sărbătorilor. Uh, vă veți simți foarte protejați în această perioadă, da, chiar dacă veți mai avea de-a face unii dintre voi sau unele dintre voi cu anumiți prieteni mai uh, răutăcioși sau mai... Uh, ci călitori, da, sau poate că unii vor dori să profite de bunătatea voastră, da, veți ști când să puneți limite în aceste prietenii ale voastre și nu îi veți, veți mai lăsa pe aceștia să profite, da, la maximum de această bunătatea voastră. Important este, iată, că vă canalizați energia din ce în ce mai mult spre lucrurile pe care le doriți să le aduceți în viața voastră și că, Um, veți visa foarte mult, dar vă veți deschide ochii, ochii minții, ochii sufletului spre um, acele variante ale vieții voastre pe care le doriți să devină realitate pentru voi, da? În viitorul apropiat. Și hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem din nou șasele de pentagrame, da? Șasele de pentagrame am avut aici iar șasele de pentagrame alături de faetonul, dragii mei, dragele mele. Care îmi, o carte foarte bună care îmi spune că într-adevăr unii dintre voi vă puteți gândi la călătorii în această perioadă, alții dintre voi vă puteți gândi că ați putea face ceva mai profitabil pentru sufletul vostru, ceva mai bun, mai sănătos cu resursele voastre financiare care simțiți că put, pe care simțiți că puteți să le împărțiți și cu cei mai nevoiași, da, adică vă, veți dori să vă împliniți un anumit nivel de uh, caritate în viața voastră, da, adică veți dori să oferiți puțin din resursa financiară pe care ați câștigat-o în ultima perioadă oamenilor care au nevoie cu adevărat de aceste resurse, da? care au nevoie de sprijin în această perioadă. Generozitatea voastră va fi fără margine în această perioadă, dar totuși cumpăriți-vă și din acest punct de vedere, pentru că este posibil ca după ce se va termina anul, da, în prim, la începutul anului următor, să aveți parte de o perioadă în care vă veți reveni puțin mai greu din aceste cheltuieli. Da, totuși, bineînțeles, nu este bine să vă rețineți această dorință voastră de a dărui, dăruiți, dăruiți din toată inima, dar cumpătat, da. Pe de altă parte, dragii mei, dragele mele, vi se spune să cheltuiți la fel cu măsură, da, adică să nu vă amântați prea mult nici în acest domeniu pentru că, bineînțeles, nu puteți, cum să zic, nu puteți consuma, să zic așa, mai mult decât ați consumat până acum, dar chiar dacă este o lună a cadourilor, să spunem așa, o lună a sărbătorilor, trebuie să ne prezervăm și această capacitatea noastră de a cheltui excesiv de mult. Hai să vedem și următoarele cărți. Următoarea carte, de fapt, iată că avem aici. Da, iată că ceea ce se va manifesta în viața voastră în perioada următoare va fi o viață cu totul și cu totul împlinită, o viață fericită. Da, vi se spune să, să aveți încredere în viața voastră și să să lăsați ca totul să curgă pentru voi, da? adică să aveți încredere în acest destin al vostru și în flow-ul acesta natural al vieții. Da? Curgerea naturală a vieții, asta înseamnă flow. Hai să vedem și următoarea carte. Da, se pune accent în această perioadă, cu totul și cu totul special, pe inimă, dragii mei, dragii mele, pe sentimentele voastre, da, iată ce vi se spune și ce vi se amintește, că ce începi să simți că inima ta îți bate mai repede în această perioadă. Da? Pot, pot fi și sentimentele voastre care se aprofundează în această perioadă, sentimentele voastre față de partener, de parteneră, da? modul în care doriți să le gestionați aceste sentimente, da? modul în care vă apropiați chiar și fizic unul de celălalt, da? modul în care relaționați și cu ceilalți oameni din viața voastră și așa mai departe dar veți simți cum dragostea este la apogeu în această perioadă importantă hai să mai luăm o carte da, iată dragii mei cardul numărul 41 care pune accent pe chakra cu numărul 7 da, ceacra coroană a noastră și arhanghelul Uriel arhanghelul Uriel este disponibil de această ceacră da, se pune accent din nou pe relația pe care noi o avem cu Divinitatea, cu zonele siderale ale Existenței, da? Bineînțeles că de această comunicare depinde și fericirea noastră în această viață, da? Și bineînțeles că spuneam pentru unii dintre voi sau unele dintre voi, poate că vă veți vă, vă vă interioriza suficient de mult în această perioadă, astfel încât să ajungeți la această stăpânire, la această masterizare a unei relații cu adevărat fructuoase între voi și divinitate. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!